Bună ziua tuturor. Bine v-am regăsit la un nou videoclip. Eu sunt doctorul Ștefan Stănel, sunt medic pneumolog și vreau în acest videoclip să discutăm un pic pe șleau, așa deschis, despre cancerul la plămâni, cancerul pulmonar, pentru că multă lume prim, mă întreabă în comentarii dacă, domn' doctor, am simptomele astea, astea și astea, este oare cancer la plămâni? Este o chestie care sperie lumea, multă lume se gândește că anumite simptome, anumite dureri în piept, anumite otuse care îmi trece, poate să fie cancer la plămâni și, bineînțeles, o chestie terminală, ne gândim că gata, nu ne mai întoarcem din asta. Și vreau în videoclipul ăsta să, să vă spun așa câteva lucruri legate de cum aș interpreta eu ca medic, anumite simptome, ce simptome ar avea un cancer la plămâni, cine face cancer la plămâni, cum este diagnosticat, pentru că lucrurile acestea sunt importante. Înainte să încep acest lucru, vreau doar să vă spun faptul că cel mai bine dacă aveți o problemă de sănătate este să mergeți la medic. Să nu stați să căutați pe internet tot timpul argumente pro, argumente contra, să încercați să vă diagnosticați singuri, pentru că uneori s-ar putea să alegeți articolele fix care. Vă confirmă ceea ce aveți în cap deja și s-ar putea să nu fie corect. Este un grad de subiectivism pe care cu toții îl avem. Mintea ne poate juca multe feste. Uneori avem senzația asta că știm foarte bine o chestie și căutăm argumente să ne convingem și putem să alegem doar argumentele care ne conving fie de bine, fie de rău. Deci este o chestie de care v-aș invita să aveți grijă să vă gândiți că întotdeauna puteți să mintea poate să vă joace feste. Indiferent cât de bine pregătiți sunteți într-un anumit domeniu, s-ar putea uneori să o luați un pic pe lângă. Și nu spun acest lucru ca să vă critic, pentru că și eu personal pot să fac aceleași lucruri, nu numai dumneavoastră. Deci este o chestie cu care mintea umană se confruntă uneori. Această alegere a informațiilor care ne confirmă ceea ce știm deja. Și e important să fim deschiși și la alte puncte de vedere. Dar, acestea fiind zise, vreau doar să vă dau câteva lucruri Câteva fapte legate de cancerul pulmonar. În primul rând, cine face cancer pulmonar, al doilea rând, care sunt simptomele și, în al treilea rând, cum se pune diagnosticul de fapt. Cine face cancer pulmonar? Să începem cu acest lucru. În general, persoanele care fac cancer pulmonar sunt mai în vârstă, nu sunt persoane de 20 de ani. Este, bineînțeles, se poate întâmpla cazuri extreme, dar în general sunt persoane mai în vârstă, de regulă peste 40-50 de ani. De asemenea, sunt persoane care de regulă au fumat mult. Să spunem peste 20 de ani de fumat, poate un pachet pe zi sau mai mult, 20-30 de ani, riscul de a face cancer pulmonar la această, acest grup de, de oameni crește foarte mult. Mai mult, mai multe persoane care au fumat fac cancer pulmonar. Bineînțeles, nu este singura cauză. Există persoane care nu au fumat și fac cancer la plămâni, dar aceste situații sunt foarte rare. Pe lângă fumatul în exces, Vârsta mai înaintată și poate să fie uneori și faptul că ați fost expus la anumite toxine respiratorii, anumite uh, anum fum mult, ați lucrat în mină, poate, în lucruri de acest gen, lucruri care vă expun la a inhala particule mari, particule care pot să fie toxice pentru plămâni. Acestea ar fi câteva lucruri care cresc riscul de a face cancer pulmonar. Deci, dacă cineva se gândește că la 20 de ani are o tuse, are o durere în spate și se gândește că are cancer pulmonar, aș zice că șansa este destul de mică să fie așa ceva. Deci, întotdeauna să vă gândiți că poate să fie și altceva. Și multe dintre simptomele respiratorii pe care le puteți avea pot să nu fie legate deloc de plămâni uneori, pot să fie legate de altceva. De asta vă încurajez mereu să mergeți la medic pentru că pe internet s-ar putea să nu găsiți diagnosticul corect care ar fi simptomele care ne fac să ne gândim la cancer pulmonar. Asta vă spun din perspectiva mea de medic. Pentru că mulți oameni se gândesc că poate orice acuză respiratorii s-ar putea să fie cancer pulmonar și nu e chiar așa. În primul rând, cancerul la plămâni este unul dintre acele cancere unde diagnosticul de uneori se pune fără să existe simptome. Și asta este ceva ce vreau să vă spun de la bun început, pentru că este ceva la care să vă gândiți, în special dacă sunteți o persoană care este mai în vârstă, ați fumat mult, aveți niște probleme cu plămânii, întotdeauna, chiar dacă nu aveți, nu știu, ceva, niște simptome foarte importante, uneori se poate descoperi un nodul la plămâni care este descoperit într-un alt context. De exemplu, faceți o radiografie pentru înaintea unei operații sau faceți un computer tomograf pentru o problemă cu, nu știu, la, la ficat, o problemă cu o pietre, la fiere, lucruri de acest gen și se descoperă niște noduli în plămâni. Și în acest context, uneori se poate descoperi accidental un cancer la într-o fază incipientă. Deci, asta vreau să vă spun. Uneori, cancerul pulmonar poate să evolueze fără niciun simptom. Deci, asta nu înseamnă că dacă aveți niște simptome la plămâni sau nu aveți, musai trebuie să vă gândiți la cancer pulmonar. Este o o posibilitate, dar nu întotdeauna ceva așa de clar. O tuse care nu trece. Asta este o altă chestie la care să vă gândiți. Dacă aveți o tuse care ține de mai mult de două luni, din punctul meu de vedere, necesită o investigație minimă, o părere medicală. Să discutați cu un medic, să-ți prezentați problema, să vedeți ce ar putea să fie. Dacă vă spune cineva că, domnule, doamnă, tușiți de mult timp, poate ar fi bine să vedeți un medic, poate e bine să vedeți. Poate să fie o infecție la plămâni, poate să fie o altă boală, poate să fie un asp. Poate să fie cancer, poate să fie multe lucruri. Și uneori să știți că sunt lucruri care se pot trata. Alt simptom. Dacă tușiți cu sânge. Din nou, dacă există o tuse și când vine expectorația, vin firișoare de sânge. Este un semn, din punctul meu de vedere, că ar trebui să consultați un medic să vedeți ce ar putea să fie. Nu-i musai să fie cancer. Mai există și alte cauze pentru așa ceva. Dar întotdeauna să vă gândiți că e bine să vă gândiți, să excludeți lucrurile dure, lucrurile rele. Pierderea în greutate este un alt simptom la care vreau să vă gândiți. Dacă aveți o pierdere în greutate, pierdeți kilograme de la lună la lună, deși să spunem mâncați bine sau nu știu, poate a scăzut un pic pofta de mâncare, dar nu de tot și parcă totuși slăbiți așa. Și cineva vă spune că. Hainele nu mai stau bine pe dumneavoastră, așa ați slăbit, nu, nu mă vă mai simțiți bine. E bine să consultați un medic. S-ar putea să nu aibă nicio legătură cu cancerul la plămâni, s-ar putea să fie o problemă la glanda tiroidă, s-ar putea să fie o problemă digestivă, s-ar putea să fie o problemă în altă parte a corpului, dar e ceva ce merită investigat din punctul meu de vedere. Un alt simptom sau un alt semn ar putea să fie o pneumonie care se repetă în aceeași zonă din plămâni. De exemplu, să spunem, ați făcut un episod de pneumonie, ați fost poate în spital sau nu, ați fost poate tratat doar la domiciliu, dar vi s-a spus că aveți o pneumonie, să spunem, în partea dreaptă, într-o anumită zonă, într-un segment din plămâni și, să spunem, peste câteva luni sau peste un an, faceți din nou pneumonie în același loc. Este, din punctul meu de vedere, o suspiciune că acolo s-ar putea să, să fie ceva. În calea respiratorie care intră în acea zonă din plămân, s-ar putea să, să fie o, o obstrucție, care poate să fie, bineînțeles, uneori o tumoră, uneori benignă, s-ar putea să nu fie un cancer, dar este ceva care, din punctul meu de vedere, ca medic, mă face să mă gândesc că ar trebui investigat poate ce se întâmplă acolo, de ce faceți pneumonie fix în același loc mereu. Asta ar fi o chestie. Alt lucru pe care vreau să vi-l menționez, durerea în piept nu este, de regulă, un semn. De cancer pulmonar la început. Deci, durerea în piept, în general, apare dacă, să spunem, există un cancer pulmonar care afectează o cale respiratorie mare sau afectează pleura, adică membrana care înconjoară plămânii. Dacă Tumora este în interiorul plămânilor, de regulă nu doare, pentru că acolo nu există terminații nervoase care să dea durere. Și asta e o chestie la care vreau să vă gândiți, că multul lume se gândește, are durere în piept și repede se gândește că e cancer. Nu neapărat. În stadii mai avansate sau în anumite locații ale cancerilor pulmonare, da, poate să există durere, dar în general nu e primul simptom la care m-aș gândi. Și de asemenea, vreau să vă mai, mai luați în considerare că pot să apară alte evenimente legate de sănătate, pe care nu le luați în considerare pentru că nu sunt legate de plămâni, dar pot să fie uneori în contextul diagnosticării unui cancer pulmonar. De exemplu, dacă faceți o embolie pulmonară, un, un cheag de sânge, undeva care se duce în plămâni, sau o, um, un cheag de sânge într-o venă de la picioare care nu are o cauză clară este uneori un semn că poate trebuie făcute niște explorări pentru a exclude un cancer care uneori poate să fie și legat de plămâni sau anumite modificări ale electroliților din sânge, de exemplu valorile sodiului care sunt scăzute, uneori pot să fie asociate cu un cancer la plămâni. Există multe lucruri la care medicii se vor gândi dacă există în contextul dumneavoastră, cu istoricul dumneavoastră medical, cât ați fumat, ce ați făcut în viață, ce boli ați mai avut, dacă șansa să aveți un cancer pulmonar este mare sau mică și apoi se fac explorări. Și asta mă duce la ultimul Partea, ultima parte a videoclipului, cum se diagnostichează cancerul pulmonar. În primul, rând, în primul rând, dacă există această suspiciune, trebuie să vedeți un medic. Medicul va face o evaluare a, a cazului dumneavoastră ca să determine cât de mare e șansa în cazul dumneavoastră, după simptome, după istoricul medical, după ce ați mai avut în viață. Pentru că, în funcție de riscul dumneavoastră de a avea cancer pulmonar, se vor face diverse explorări mai avansate sau mai puțin avansate în funcție de risc. Nu există nicio explorare garantată care să excludă cancerul din prima sau să, să spună că da, neapărat este cancer. Deci explorările se aleg de la caz la caz, asta vreau să spun. S-ar putea să faceți o radiografie la plămâni, dar e important să, să știți că, uneori dacă există o tumoră foarte mică, s-ar putea să nu se vadă pe radiografia la plămâni. Deci, dacă există un risc destul de mare, ca în cazul dumneavoastră. Se poate să existe un nodul suspect. S-ar putea medicul să recomande un computer tomograf uh, pentru, pentru plămâni care este într-o doză mică de radiații. Deci se face o. Un screening este o, un fel de evaluare pentru a vedea dacă există un cancer în plămâni. Și acest lucru se face în general la persoanele care au peste 50 de ani, care au fumat foarte mult, pentru că acolo există riscul cel mai mare. Dacă facem computer tomograf. La persoane care nu au un risc mare de cancer pulmonar este o problemă, pentru că uneori descoperim noduri care nu au nicio semnificație clinică și apoi oamenii pot să ajungă să facă operații care nu sunt necesare sau alte explorări invazive care pot să aibă și ele un, un grad de risc. Deci risc-beneficiu pentru diverse explorări dacă suspecționăm un cancer pulmonar. De asemenea, dacă se descoperă un nodul pe plămâni, nodulul acela pe plămâni uneori s-ar putea să nu trebuiască să fie operat din prima. Uneori, medicul s-ar putea să vă recomande să repetați computerul tomograf după 3-6 luni. Dacă există o creștere a acelui nodul, într-adevăr, s-ar putea să se meargă spre alte explorări, de exemplu, o bronhoscopie, o biopsie în alt mod sau un, o, exam o examinare PET, o examinare PET, care este tomografie cu emise de pozitroni. Mă rog, este o test special care se face de regulă în centrele mari din țară, unde se injectează o substanță, se face un tomograf și practic acea substanță marchează țesuturile care sunt active metabolic, cum ar fi cancerele, de exemplu. Și dacă există un nodul care este suspect de cancer, s-ar putea să se aprindă mai mult, să se vadă foarte bine pe acel, tomo, pe acel PET. Dar, bineînțeles, aceste explorări sunt alese de la caz la caz, în funcție de ce se descoperă în cazul dumneavoastră. Nu este o regulă generală de asta. Vă spun că trebuie să mergeți la medic pentru a vedea care este logica explorărilor în cazul dumneavoastră. Nu este bine niciodată să faceți întâi o groază de explorări și apoi abia să ajungeți la medic ca medicul să interpreteze ceva ce ați adus. Pentru că uneori este util, dar de multe ori mai mult confuzionează și întârzie calea spre un diagnostic și un tratament corect. Deci, de asta vă spun, întotdeauna, dacă aveți o problemă de sănătate, încercați să mergeți în primul rând la medic să cereți o părere, cereți două păreri dacă nu aveți încredere în primul medic, dar ca să aveți o idee ce se întâmplă cazul dumneavoastră dacă e vorba de cancer, pentru că, sincer să vă spun, majoritatea simptomelor respiratorii nu înseamnă că aveți un cancer. Deci, pot să fie o groază de alte cauze pentru simptomele pe care le aveți, fie că este o tuse, fie că tușești cu sânge, fie că ați pierdut în greutate fie că aveți un, um, un wheezing, o respirație șuierătoare, strânsoare în piept, pot să lipsă de aer, toate aceste lucruri pot fi explicate uneori și prin alte boli, nu neapărat cancer sau lucruri care sunt poate mai ușor de tratat. Și ultima chestie pe care vreau să vă spun, când se cază un cancer la plămâni, nu este musai neapărat să fie ceva terminal. Deci există, în funcție de stadiul cancerului, posibilități de terapeutice mai multe sau mai puține. De asta vă spun mereu, mergeți din timp la medic, oameni buni, nu stați acasă și așteptați să se facă lucruri atât de grave încât nu mai poate nici cel mai bun medic să vă ajute. Asta ar fi mesajul de final. Sper că v-a fost util acest clip. Ne vedem în clipurile următoare. Lăsați întrebări în comentarii dacă aveți. Încerc încet, încet să, să tot pun conținut pe acest canal, dar întotdeauna uitați-vă, dacă dați click pe numele meu sub videoclip, veți vedea că am sute de videoclipuri despre tot felul de probleme respiratorii. Sper să vă ajute. Numai bine vă urez, multă sănătate!